O știre șocantă, doamnelor și domnilor, ne-a relatat Elena Cârsea. Reluăm legătura telefonică imediat cu ea. Este de ziua ei, e bine, dar efectiv nu a mai putut să respire. A fost un caz destul de serios de pneumonie. Nu mai fumează de 3 luni, dar a avut un moment în care a crezut că totul se va termina pentru că nu mai putea să respire. Până când intrăm în legătură cu Elena, vreau să știu la bucătărie ce se întâmplă acolo. Lucrurile deja s-au încins și Cristi, am o rețetă extraordinară. Așa, pentru tu voi că... astăzi. Așa. Am o rețetă de agățat gagici. Rețeta asta lucrez la din facultate. Vom face o quesadilla cu un piept de pui puternic dezvoltat, aș spune eu. Tortilia, vom face o salsa de mango și alături de ceea ce ne pregătește. Deci cu ce se agață gagicile? Nu, sunt deci, un om bătrân, dar totuși aș vrea să știu pentru cunoscuții mei. Hai să-ți explic cum se procedează. Să ia suspecta, să-i aducem bârlog și mai apoi. Nu ești tu, dragă, stai cu minte. Nu. Sau dacă vrei, eu știu acum. Stai cu minte, copii. Hai, așa. Cristi, tu nu nota, hai pentru că nu vreau să am probleme. Se ia suspecta să aducem bârlog. Așa, se ia suspecta să aducem bârlog, se ia pieptul de pui, ți-am zis, trebuie să fie un pic pieptul mai dezvoltat, depinde după preferințe, eu îl prefer un pic mai mare. Și la suspectă? La suspectă, da. La asta mai dezvoltat la suspectă. Da? Asta am înțeles, trebuie să aibă un piept bun mai... Da. Un piept, adică să fie cu piept. Un ardei așa, iute, piept, da? Da. Un ardei gras verde, o roșie... Deci trebuie să stai bine la ardei iute, da? Da, aici... cam așa ar trebui să stai destul de bine. Poți să la finalul, da, te rog. Păi, iei ingredientele astea și ce faci cu suspecta? Că după ce se iau toate ingredientele și se adună, se adaugă un pic de vrăjeală. În caz că nu merge și nu ai vrăjeală, merge și cu alcool. Doar că pe partea asta cu alcoolul, rețeta asta trebuie consumată atunci pe loc, pentru că altfel nu prea mai are succes. E cam bancul ăla, mâncăm înainte sau după, cum vrei tu și după aia mâncăm, răspunsul ei. Da. Ce, i-a plăcut o zanei chestia asta? Da. Ce faci cu conopii de aia, dragă? Deci fac conopii de că vrea să facă tovarășul aici de față o cremă de legume, dar eu am făcut deja breza. Aha. Te rog frumos, te dau pe spate. Doamnelor și domnilor, scoare, mai dau pe spate, avem lucru ajut. Pentru o amatoare ca mine, eu... Asta e o rețetă pentru doamne mai pioase. Vezi că ți-e o bătaie de nu știi de tine, da? Vezi că eu sunt și pioasă și cuvioasă. Băi, deci sfânta cuvioasă Ozana îți spune când să stai cu minte, sfântă, da? Nu sunt, că aia e. Da? Deci, hai. Râdem glumind, dar incintă, Adriane, că nu știi cum ce se întâmplă cu tine. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem la draga noastră Elena Cârstea. Legătura cu America a fost refăcută. Da, ne mai auzi ce mai vorbești noi prostii pe aici până incintă. Bun, deci, Elena, e foarte bine, te-ai lăsat de fumat, acum ești ok? Sunt foarte bine acum, fac recuperare, o să revin, deci n-am, deci îmi crezi că nu stau liniștită. Dar mă bucur că gătiți acolo cu pătrunjei, cu pui și așa mai departe. Tu acum ce trebuie să mănânci ca să fii bine? Știi că poate și meniul contează. Păi mâncam și înainte, deci eu nu mănânc sărat oricum... de regulă. Salată, fructe foarte mult. Este foarte... Am înțeles. Nici la noi nu e foarte rece, dacă mă întreb, că nici iarna nu mai e ce a fost. Pe de altă parte, tu ai mai spus două cuvinte acolo. Sigur că nu e bine să spui la TV, încercăm să ferim oamenii de diagnostice, dar este chiar o informație pe care vrem să știi. Ai spus de pneumonie și de atac cerebral. Adică ce s-a întâmplat? Da. N-am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta era înainte sau după pneumonie? Cum a fost? Sau când era? Înainte. Așa. Înainte. Bun. Înainte cu vreo săptămână, două și tot s-a agravat. Și pe urmă am intrat în spital și mă rog, am stat acolo la urgență vreo două săptămâni și ceva. Și pe urmă acasă am făcut tratament. Bun, deci practic nu mai puteai să... Așa, te rog, zi. Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele posibile și imposibile. Și se rezolvă, încep și sigur.
Bun. Doar că trebuie să fiu cu minte și să nu mai mă țină prostii, să mă apuc chiar de fumat. Deci putem să legăm cele două diagnostice, adică faptul că nu mai puteai să respiri, că nu mai puteai să mergi, excesul... Nu, cred că nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu înainte. Deci toate testele se termină complet luna viitoare. Bun. Deci nu mai puteai să mergi, ai mers și ți-au spus, doamna Cârstea Mottert, ați făcut, așa se pronunță numele soțului tău, cred, ați făcut un atac cerebral. Te-ai speriat? Nu m-am speriat, pentru că nu m-am speriat nici când am avut problema cu anevrismul. Am știut că ceva, logic, nu? Când ți se întâmplă chestia asta, că ceva nu e în regulă. Dar tot am lăsat-o deoparte, că am fost ocupată, că copii, că mă rog. Și nu m-am agitat foarte tare, până când n-a mai funcționat deloc. Bun. Și a trebuit să iau măsuri. Bun, ai fost și ce... Nu e vina nimănui decât vina mea, să știu. Deci păi ce n-ai făcut bine? Te-ai enervat? Ai avut stres nu foarte mult? Nu m-am enervat pentru că soțul meu e atât de calm că nu poți să te enervezi nici să vrei să te enervezi. Nu, deci am o viață foarte liniștită aici. Dar nu, sănătatea mea nu e în ordine, n-a fost cum Bun. Trebuie. Ce tratament ai urmat la spital astfel încât nu mai puteai să mergi și ce au făcut doctorii? Că e foarte important și pentru cei care ne urmăresc. Am stat pe perfuzii, am stat în perfuzii tot timpul, am stat cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost stat o vânătă. Și acum merg la piscină zilnic de o oră pe zi, mă duc la gimnastică, în apă, simt la not și zilnic asta fac. Și cred că te simți mult mai în putere, că sportul ajută. Da, obligatoriu. Bun. Și acum, în 6 luni, o să-mi revin complet. E, asta e. Cred că aveai nevoie de un moment de ăsta, de un reset și din momentul ăsta să trăiești altfel și să ai grijă mai mult de tine, nu? Că de fapt asta e problema. Nu trăiești altfel, trăiesc la fel cum trăiam și înainte, numai că o să fiu mai atentă cu anumite lucruri și să nu mai înnebunesc pe soțul meu pe care l-am disperat cu nervii. Am înțeles. Cu ce le nebuneai, doamnă? Poftim? Cu ce le nebuneai tu pe Glenn? Păi, săracul, el mă roagă de nu știu cât timp să nu mai fumez și să-mi văd de sănătate. Și eu, bineînțeles, că n-am ascultat, nu? Na, știți filmul. Da. Și până la urmă a avut dreptate, că asta este. Da. Și nu vreau... mi-a zis că nu poate să treacă fără mine, să-l rămână singur. Ce frumos! Și atunci trebuie să iau măsuri, nu? Foarte bine. Că... Bun. Asta s-a întâmplat. Eu nu prea cum se cade. E, așa este, să știi. Nu, deci... sunt bine. Asta vreau să spun. Acum, de ziua ta, putem spune că de asta ai făcut și anunțul ăsta. Ești pe picioare, te duci, faci sport, nu mai fumezi. Asta e foarte bine. Dar noi vrem să știm ce face o voce, o artistă precum Elena Cârstea de ziua ei, acolo în America. La multă liniște, cum spune ea. Păi vreau să spun o chestie. Am fost cu Glenn, ne-am dus în oraș, am mâncat la prânz. Eu nu pot să merg foarte mult în momentul ăsta și de asta nici nu ne-am dus foarte mult să ne împrăștiem. Da. Prin târg, pentru că eu sunt destul de limitată în momentul ăsta cu activitățile și atunci ne-am dus numai în centru la prânz. Copiii nu sunt acasă, Adriana a plecat la facultate în Colorado să se înscrie la medicină. Bravo! A venit azi noapte acasă și Sanda... E în armată? Se duce... Nu, Sanda, amândouă. Adriana a ieșit din armată și a terminat, bravo. E veterană deja. Sanda rămâne, că ea, asta îi place, rămâne cu ei și doar că... O să facă facultatea pentru armată.
și atunci... A devine cumva... Când vine amândouă. Adică deja ajunge să fie profesor, cum ar fi să facă facultatea, sau va trece în diverse... diverse activități, să-i place, să are toate posibilitățile deschise. Și atunci... Au multe, asta e foarte bine aici, au foarte multe opțiuni, știi? Da. Și pot face ce le place și ce-și doresc. Elena, asta e un lucru foarte bun. Ai trecut printr-un an care a avut aceste momente de cotitură. Acum când ai ajuns la această treaptă frumoasă de vârstă, ce simți că trebuie să transmiți oamenilor despre tine sau despre modul în care trăiesc? Vreau să vă spun să nu vă mai apucați de fumat. Vă spun eu care am fost o fumătoare înrăită. Nu vă face bine, clar. Deci, eu chiar dacă fumam câte o jumătate de țigară, că așa am fumat toată viața, n-am fumat niciodată o țigară întreagă, dar tot m-a afectat. Și aveți grijă de voi. Asta e cel mai important, să aveți grijă de voi, că n-are nimeni altcineva. Foarte frumos. Mai vreau să știu ce ți-au spus fetele tale de ziua ta. Păpușile, fetele, toată luna asta mi-au tot luat cadouri, în continuu. Mă, dar non-stop, în fiecare zi, ba una, ba alta, ba mi-au luat un Chanel, o geantă, ba mi-au luat bijuterii. Bun. Deci fetele și cu soțul au complotat ei tot felul de... Ai văzut? Răsfăți în toată regula. Foarte, nu, foarte, foarte, foarte drăguț, neașteptat. Bravo. Am făcut câteva piese noi. Păi hai, te așteptăm să le auzim. Și am doi puiuri de pisicuțe persane. Și aștept să mai nască una din pisici. Bravo. Care cred că îmi face vreo 7 pui. Da. Abia se mișcă sărata. Foarte frumos. Elena, atâta vreau să-ți spun în încheiere. Acum nu ne vedem. Ți-am spus că voiam să ne vedem. Mi-ai spus mai bine nu stăm ne două... vedem pentru că nu vreau să arăt mai bine. Vreau să... Hai că ne mai... să mai slăbesc 5 kg și vreau să arăt ca om, nu să vin așa nearanjată și nepamponată, că nu-mi place. Da, facem așa. Peste 2-3 săptămâni, o lună, mai facem o vedenie, adică atunci chiar cu mare drag. Până atunci... Că cu mare drag accept întotdeauna de la voi, să rămână. Aveți nevoie, vin cu plăcere. Ultima mea întrebare. Care este mesajul cel mai frumos care te-a impresionat la această aniversare cu totul special? Că e o vârstă rotundă, frumoasă. E un mesaj vreau care... Vreau să spun că... Trebuie să spun despre Miron Gabriel Miron, da, fotograful. Fotograful, celebru fotograf, da. Care întotdeauna mi-a făcut niște colaje de poze de ziua mea minunate și anul ăsta la fel. Bravo. Dar cea mai mare surpriză anul ăsta a fost în partea colegilor mei de liceu, de la Sibiu. Ce cu frumos. Care am reușit să ne vedem pe WhatsApp. Ce tare. Și s-au strâns mai mulți și ne-au cântat la mulți ani și mi-au urat la mulți ani foarte frumos. Deci, perfect. Deosebit. Mi-e dor de ei și vreau să mă văd cu ei. Și nouă, uite, te pupăm cu toții și eu, Ozana.